Iubiți frați și surori, din toată inima împreună cu voi aș vrea să zic binecuvântat să fie Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Am învățat când eram mic și mama m-a învățat să zic bună ziua la oameni, când mergeam pe drum, la școală și pe cei bătrâni, cu cuvânt frumos, un cheșule sau moșule, iar un bună ziua cu respect. Și la preotul din sat, mama spunea să-i spui să rămână, pentru că ortodoxii îi pupa mâna la preotul din sat. De atunci am învățat lucruri frumoase. Acum nu-i mai spun la preot să rămână, că nu-i bine. Dar pot să spun la toți oameni, bărbați, femei, un bună ziua, o bună seara. Și e un cuvânt din Genesa, care și Dumnezeu a spus aceasta și a spus că a văzut că ziua era bună și seara a fost bună, a spus bună ziua și seara bună seara. Și apoi, vedeți, din Genesa a ajuns până la noi, din vorbă în vorbă, crezi sau nu crezi în Biblie sau în Dumnezeu, trebuie să împlinești și tu Biblia fără să-ți dai seama. Când spui hi, bye, have a good night, sau cum spuneți voi în germană, respectăm ceea ce este scris la începutul începuturilor. Primiți salutări de la Biserica Ghețimani, care slujim Domnului acolo, un număr de frați frumoși, bătrâni, tineri, copii și noi, pe acele meleaguri, așteptăm venirea glorioasă a Domnului Iisus. Suntem în pragul așteptării. Avem și alte așteptări. Am așteptat să iasă Trump și a ieșit. Dar așteptăm să vină și Domnul. Și într-o zi, Domnul Iisus va reveni. Mă bucur în seara aceasta să pentru în a doua biserică în Germania. Aseară am fost pentru prima oară din 1990, am mai trecut prin Germania de mai multe ori, dar n-am fost la nicio biserică. Primul meu contact cu creștinii evanghelici a fost aseară. M-am speriat puțin, dar după aia mi-am revenit și acum am ajuns la voi și mă liniștesc. Aici la voi sunt mai liniștit ca aseară. Sunt bucuros și sunt fericit că Domnul pretutindeni are credincioși, are oameni, bărbați, femei, copii care slujesc împărăției glorioase a Domnului Hristos și într-o zi ne vom întâlni cu împăratul. Spuneam la frați că nu vă cunosc, nici voi nu mă cunoașteți, ca întotdeauna am emoție. Știți de ce? Pentru că nu lucrez cu pese. Că nu umfli bicicleta, ai o pompă și bicicleta și vorbești cu vecinul și dai să umfli acolo. Când tai ceapa, strici și la un copil care... Dar când lucrez în medicină, un doctor nu e acoperit cu mănuși, cu griji, cu ochelari, cu... Se uită să vadă să n-ating un nerv, să n-ating nimic. Dacă un doctor lucrează la carne, la trup, în felul acesta, soția mea, 6 ani în urmă, a fost bolnavă, Dumnezeu a îngăduit să trecem și noi printr-un val, a avut tumoare la brain, la creier și a fost operat, o operație grea, dar l-a rămas bun ca pentru totdeauna când a intrat în sala de operație. Cea mai grea seară pentru mine a fost ultima seară când dimineața trebuia să mergem la spital și am povestit seara aceea multe. De-a l-a rămas bun și am spus, într-o zi ne vom întâlni, dacă nu te mai întorci. Dar Dumnezeu a rânduit să se întoarcă, ne-a dăruit o cad din morți înapoi și acum pot să spun cu câtă grijă a lucrat 12 ore un doctor neamț, am poza lui, e culmea, m-a bucurat să fie neamț. Și eu când eram bolnav, mi-am ales doctorii să fie unul ebreu, neamț
Și am căzut pe mâna unui indian. Și am zis, ai, Doamne, acum ce știe asta? Dar o știu mai mulți ca ceilalți. Că a avut un vis noaptea înainte de a ne întâlni prima dată și când a venit dimineața, a cecuit pacienții, eram 5 pacienți, eram al treilea și mă întreba, cine este Mr. Balici? Zic, eu sunt. Și ne vedem mai târziu și când m-a luat în cabinet, eu spus, a să, ok, lasă-ne singuri. Și a spus, domnule, cum ai ajuns la mine? Operatoarea mi-a dat să am programarea la tine. Deci tu știi cine sunt eu? Nu. Și el îmi spune, eu sunt profesor, doctor, conferențial, sunt președintele pe Statele Unite a unei echipe care investigează bolile la cap. O, zic, în sfârșit am ajuns la un om care sunt sigur că acum o să-mi spuneți ce am. Zice, da, da, dar astă noapte am avut un vis, spunea el, profesorul. Zice, a venit un cetățean și a sunat la sonerie și am ieșit să-i deschid în vis. Și mi-a spus, mâine vei avea un pacient cu numele Balici. În engleză spune Balici, mă cheamă Balici. El spunea, Balici, să te porți cu el ca și cu fratele tău. Deci eu ți-am spus cine-i vis, acum cine ești tu ăla din vis? Păi zic, eu sunt credincios de asta. Deci, dar și eu sunt credincios. Păi, dar ce fel e? Sunt baptist, zic, eu sunt penticostal. El zice, noi suntem frați. Zic, cam așa arată. Și ne ridicăm de mâinile, ne salutăm și îi povestesc. Și știți ce ne-a spus el la urmă? Dumnezeu ți-a dat boala, Dumnezeu să ți-o ia. Asta a spus. Nu ai nimic. Nu ai nimic. Vedeți, sunt lucruri ciudate. Am deviat puțin vorbind despre cum se lucrează, de ce am emoții. Eu nu lucrez nici cu trupul, nu lucrez nici cu piese, nu lucrez nici cu lucrul meu care Dumnezeu m-a chemat la mântuire, să lucrez cu oameni, cu sufletele oamenilor și e foarte grea munca asta. Spunea un împărat unui paharnic, cum e ziua ta azi? Și bine, dar fața ta zice că nu e bună. Auzi, pe față arăta că nu e bine. De ce ți-e fața posomorită? Tu trebuie să fii vesel, așa ca americanii. Have a good day, smile, face. Ok? Dar tu nu ești așa. Păi zici, dar cum să fiu? Ierusalimul e în paragină. Sunt ruine, nimeni nu rezidește Ierusalimul, e cetatea poporului meu, e Dumnezeul în care m-am încrezut toată viața mea. Cum să fiu? O, te ajut. Te ajut să fie bine. Și vedeți, când lucrez cu suflete, am spus și în alte biserici, nu sunt un om care să vorbesc miilor de oameni. Nu sunt un om care se chemă în față. Dom'le, veniți că Dumnezeu vindecă. Sunt un om care Dumnezeu mi-a spus să merge în urma secerătorilor și dacă vezi un spic rămas în urmă, îndoit de copita calului sau de roata tractorului, să-l ridici, să-l culegi, să-l strângi, să-l pui în snop și să-l aduci la mine. Și de 2 ani de când am ieșit la pensie, călătoresc. Acum pot să merg. Pentru că am fost păstor și păstorul nu poate pleca de la stână, să știi. Acum se pleacă. Vedeți, păstori vin și de România și din alte părți. Eu mă întreb, dar ce fac oile alea pe câmp, la Voichinel sau la... Unii sunt acolo, fără păstor. Deci am... O lăsa pe baci sau pe cine lasă, că așa era pe vremuri când era lăsat pe baci. Sau... Dar el zice, sunt păstor. Nu este păstor. Păstorul stă la stână. Miroase a oaie, a brânze, e murdar pe papuci.
pantalonii, nu doarme acolo în cojocul lui. Când te uiți, îl vezi de departe că e cioban. Acum nu, în armane, în papuși din ăia de 1000, cu Mercedes. Nu merge, nu mai miroase la brânză și a oaie. Dar asta e o altă problemă. N-am venit să vorbesc despre alții, ci am venit să vorbim despre unul care s-a coborât din slăvile senine și a venit ca păstor la noi. Auzi, să caute ce era pierdut. Și a umblat pe uliți și a mers prin pețe, a mers la sinagogă, prin sate, întâlnind oameni necăjiți, amărâți. Și a fost cea mai frumoasă eră, dacă vreți, pus în cuvinte. A fost împlinirea a sutelor sau a miilor de profeții. Noi avem doar câteva, dar Dumnezeu a vorbit de-a lungul viacurilor. Va veni o vreme când va veni unul. La primul om, la Adam, Dumnezeu i-a spus: plângi, acum ești scos afară, dar va veni unul care va zdrobi capul șarpelui. Acum ești fugar, ești scos afară din grădină, dar mai este nădejde, va veni o zi când unul va veni. Și s-a coborât Domnul Iisus și a fost cea mai frumoasă zi. Biblia spune, la împlinirea vremii. Mirii așteaptă o împlinire de vreme, să facă nunta. Copiii așteaptă să termine școala, o împlinire de vreme. Bătrânii așteaptă să iasă la pensie, o împlinire de vreme. Odată un frate îmi spunea: Doamne, toate mi s-au împlinit, mai am una. Zic, dar care o ai? Vreau să fiu înmormântat în cimitirul ăla, că acolo nu este apă. Auzi, când sapă groapa, nu e apă. Era frică și de asta de apă, să nu fie apă, când bagă sicriul. Și zic, dar ce vrei să faci? Vreau să cumpăr un loc în cimitir acolo. După ce am isprăvit asta, e gata. Și ăla era, aștepta împlinirea unei vremi. Dar noi în seara aceasta ne-am adunat joi seara și Domnul mi-a pus pe inimă în seara aceasta să mă duc pe aceeași cărare care voi ați mers. Serviciile trecute, frații mi-au spus, ați vorbit despre rugăciune, ați vorbit despre părtășie, ați vorbit despre ceea ce Domnul ne-a vorbit de atâtea ori, cum să trăiască un creștin, cum funcționează o biserică. Vedeți, noi avem comitet, păstor, pastor asistent, prezbiteri, avem secretar, președinte, avem așa de multe, o echipă întreagă. Este Dumnezeu, în vederea aceasta are și El lucrările Lui. Și am să mă duc tot pe făgașul acesta și permiteți-mi în câteva minute să discutăm, să vorbim despre... Să dau un titlu în seara aceasta la cuvântul meu, să ne luăm temperatura duhovnicească. Când mergi la doctor, primul lucru, când ai intrat, am venit câți bolav. Știți ce face? Te cântărește. Și la voi tot așa? Te cântărește și se temperatura. Și după aia întreabă ce te doare, pentru ce ai venit, ce cu tare. El vrea să știe ce temperatură ai și câte kilograme ai. Dacă ești fet, ai colesterol, probleme, își dă seama, ok? Ei, dacă ai temperatură, trebuie să urmărești să văd unde e infecția. Să vedem care e treaba. Ei, în seara aceasta vom vorbi despre temperatura, să ne luăm temperatura duhovnicească. Ce termometru am putea să luăm temperatura duhovnicească? Că astea la altele avem. Made in Germany, în Japan, în America sau în China, nu, că alea nu merg bine. Dar, vedeți, toate funcționăm, luăm, facem ceva ca să știm diagnosticul precis. De ce doctor îți avea? Uite, ăla
Era un doctor Urleschi, îl mai știi, fratele, că ești Urleschi, bătrân, un evreu. Ăla te asculta cu urechea, te uita la tine, te punea să mergi prin acolo în office-ul lui, te apleci și cu tare și îți spunea diagnosticul. Ăsta era X-ray pentru el. Dar îți spunea la precizie. Te punea să ridici ceva, să-l strângi din mână, ok, să te proptești într-un perete, ce cu ea la mușchi. Interesant. Un evreu bătrân. Și toți oamenii din localitate vroiau să meargă la el. Erau mai mulți doctori. Unde merg? La Urleschi, așa îl chema, Urleschi, era un nume evreiesc. Ei, în seara aceasta, hai să vorbim despre termometrul duhovnicesc. Cum ne luăm temperatura? Primul lucru este înțelepciunea, frați și surori. Înțelepciunea. Ei, dacă Dumnezeu ne-ar binecuvânta cu înțelepciune, sau ne-a binecuvântat cu înțelepciune, înțelepciunea e un dar din partea lui Dumnezeu foarte glorios, foarte mare. Și auzi, îl iei fără bani, numai să-l ceri. Mergi la cooperativă și-l ceri. Nu plătești nimic. O spus, să ceară, omul să ceară, cine n-are înțelepciune, să o ceară. Și eu îi dau înțelepciune. Când te căsătorești, ai nevoie de înțelepciune, nu numai despre dragoste. O iubesc, îl iubesc. De dar trebuie să ai și înțelepciune. Dar în ce constă acolo? Dar dacă e bolnavă? Dar dacă e bolnav, te căsătorești cu unul bolnav sau bolnav? Dar dacă în continuu iar respinge ceea ce tata și mama îi spune, mă, fată, ajută-mă și tu la aspiră, ia și tu asta. Mamă, sunt ocupată. O săptămână, o lună e foarte ocupată. Și rog, nu știi, e nevoie de înțelepciune. Cineva era în prag de căsătorie, iubea o fată, îmi aduc aminte acum. Și-a venit la păstor și-a spus, ce părere ai? Uite de fata din adunare. Și păstorul i-a spus, nu-i de tine. Dar o iubesc foarte mult. Nu-i de tine că fata asta nu are răbdare. Nu are răbdare, auzi. Și el nu l-a crezut pe păstor. Păstorul cunoștea oile. Și-a mers acasă și s-a gândit el cum să pun la probă. Și-a încălcit un ghem, a luat un ghem de ață și l-a încălcit, l-a depărnat și-a lăsat puțin pe ghem și o încălcitură mare. Și-a mers la ea și-a spus, dragă, am o problemă, dacă poți să-mi descălcești ghemul ăsta, dar cât de repede că am nevoie de el. Și zice, eu mă duc până într-un loc și vin înapoi. Și-o socotit el, mă, cam atâta trebuie timpul să văd dacă ei intră în timpul ăla. Și-o intrat în timpul ăla, domnule, extraordinar. O merg la păstor și-o spus, ești greșit. Fata asta are o răbdare nemaipomenită. Dar nu i-a spus ce. S-au căsătorit. Și după ce s-au căsătorit, trecut o lună, două, la a treia lună, a început un scandal. Și el a spus, măi, te-am pus, o spus păstorul că tu nu ai răbdare. Și te-am pus la probă. Oh, tu aia ai făcut? Da. Hai să-ți arăt masa. Și-o mers sub masă și uite aici sub masă. Toată masa mi-am zgriat-o de nervi când am descălcit aia. Când căutam lodul, mă nervam și zgâream, uite, mi-a străcat masa ca să-ți repar ție ghemul ăla. Hai. Dar a spus păzorul, ai grijă ca să nu-i. A cecuit cumva, vedeți ce înseamnă înțelepciunea? E mare lucru într-o biserică, de la păstor până la ultimul membru. Când ne cecuim sănătatea noastră duhovnicească, în primul rând începem cu înțelepciune, frate și surori.
Înțelepciune e nevoie la predică, în prorocie, în mersul pe drum, la servici, în familie, la școală, la universitate, în armată, oriunde mergi. E nevoie de înțelepciune, dar nu înțelepciunea firească. Este o înțelepciune duhovnicească care vine de sus. Și o înțelepciune duhovnicească a avut și Solomon. El a fost cel mai, cel mai. Biblia vorbește despre el. Și spunea o carte, nu e scris în Biblie, dar o mers cineva să-l pună la probă și pe el. Și o mers cu două buchete de flori. Unul fake, din ăsta fals, așa când te uiți cum avem noi și iarna, flori înflorite. Și din ăsta frumos, îți pare trandafiri, numai când miroși nu-ți dai seama. Și două buchete. Și a spus, no, care din astea? Uite-te la florile astea să-mi spui care sunt adevărate, care nu. Și Solomon a spus, deschide geamul. Și a deschis geamul. Și a spus, hai să mai povestim. Și-a venit muște, și-a venit o albină. Și toate trageau la într-un loc. Și când s-a pus albina, albina nu se pune pe plastic. Ea s-a pus pe floarea bună, chiar ca o de polen. Și Solomon a spus, no, asta e buchetul normal, frumos, alealte sunt fake. Deci, cum merge înțelepciunea? Ei, acum se studiază care prorocie e bună. E o ocica piață. Pe internet acum, bocica, știți ce e bocica piață? Tacioc sau cum, nu mai știu cum se spune. Bocica. La piață, la market, unde dai, vinzi tot ce vrei, ok? Merg acolo oamenii și cumpără de acolo, ok? Un fel, orice vrei, te duci la târg. Așa este pe internet acum, frați și surori. M-a sunat odată o soră și spune, de ce? Frate, am o problemă foarte urgentă. Rogă-te pentru mine acum. Mă, zic, e necăjită, săraca, cine? Dar aud și mai vorbim puțin și aud așa cum bate valurile la ocean. La telefon. Zic, dar unde ești dumneavoastră? Păi de ce sunt plecată? Dar unde ești? Că se aud valurile. Zic, sunt la plajă. Iar o problemă urgentă. Să ne rugăm urgent, ea e la soare, la plajă, auzi? Și noi să ne rugăm urgent că are o cauză, nu știu ce cauză. Și am spus să-ți vorbească marea, ești acolo. Păi dar nu dai bilet și nu mergi la adunare și suni. Am o problemă, am o cauză. Mă întreb unde este înțelepciunea prorocului? Care numai ridici telefonul, și spui alo și el dă drumul la prorocie. Dar chiar așa vine? Chiar așa merge? Mi-a spus cineva, domnule, este un proroc în România. E cu da și amin. Și zic, dă-mi telefonul. Și a sunat și numai s-a ridicat. Deci așa vorbește Domnul. Și îmi spune trecutul și prezentul. Perfect. Ai vorbit asta ieri, ai făcut asta. Oh, da. Dar după aia îmi spune, sunt în București, am scăpat trenul și dorm în gară. Poți să-mi trimiți $100 ca să pot merge acasă, că am rămas să-l mănânc și eu ceva. Bă, săracu. Interesantă treaba. Și mă gândesc și mă închid. Deci dăm localitatea și îmi dă localitatea. Și aveam un frate care era în vizită în România. Și îi spun lui, îl sun pe ăla. Zic, unde ești? Sunt în drum spre București. Și calculez, era cam la 14 kilometri când el vorbea la telefon în mașină de localitatea unde trăia prorocul. Și zic, auzi, oprește-te în localitatea cu tare, mergi la omul care se cheamă așa. Intră în casă și vezi dacă omul e acasă. Și dacă e acasă, sună-mă. Și merge în casă și ăla e acasă. Mie îmi spune minute în urmă că e la București, că a pierdut trenul, să-i trimit $100.
El e acasă. Și atunci mă sună și îi spun, când iau telefonul, zic, alo, zic, mi-ai spus câteva minute că ești în București. Când a început să strânge la ăsta, zice, frate, bă, și unde m-ai trimis? Cine omul ăsta? Ce-i cu ăsta? Fraților, să urmăriți bine orice duh. Este dar de descoperire, e una, dar orice duh poate să... Dacă tu ai vorbit pe drum în mașină, el aude și el. Aude și Dumnezeu, dar te aude și el. Și poate să spună la rugăciune, uite, asta ai vorbit, asta ai făcut. Dar când e vorba de viitor, merge la ghicire. Așteaptă puțin. Trebuie să spune, orice descoperire are prezent, trecut și viitor. Trebuie să aducă zidire, frați și surori. Trebuie să aducă o mărturie sfântă. Eu v-am spus ce-am pățit eu. Una este să-ți descopere, dar trebuie să-ți dea și ceva de viitor, ca să te poți agăța. No, ăsta-i Dumnezeu. Dar revin de nou, am vorbit doar de înțelepciune. Termometrul credinciosului, în primul rând, este înțelepciunea. 1 Petru, capitolul 4, de la versetul 7 la 8. Dacă se poate pune pe screen, dacă aveți cumva screen, să mă ajutați, ar fi fain. 1 Petru, capitolul 4, versetul 7 și 8. Auziți ce spune aici. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți ceea ce am vorbit acum. În vremea sfârșitului, biserica este testată cel mai mult în ceea ce privește înțelepciunea. Fraților, să fim înțelepți. E o vreme când să nu fim socotiți. Măi, ce? A, e un popor care nu... Poporul ăsta are legi, are mărturii, are un conducător care trăiește veșnic și împărăția lui este veșnică. Nu pot să-mi permit să fiu unul de la orice ca piață. N-am cum. Deci mărturia mea, vegheați, pentru că sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți. Fiți înțelepți. Și al doilea lucru pe termometru este partea a doua. Și vegheați în vederea rugăciunii. Ei, rugăciunea este iară un termometru. Una este să-mi bag în gură la doctor sub soară, acum numai îți aprinde și să, nu trebuie să-l pună nicăieri, numai pe frunte așa. Treci ca la pe ușă și spune ce temperatură ai și câți bani ai în buzunar, dacă vrei. Ok, s-au schimbat puțin lucrurile, dar vreau să spun că Dumnezeu a rămas același. Noi în medicină ne-am făcut update. Nu mai lucrează un om, lucrează un robot, îți face operație. Fraților, Dumnezeu nu lucrează cu roboți. Dumnezeu lucrează cu oameni. El are nevoie de inima ta. El are nevoie de mâinile mele, de picioarele mele. Auzi, scoală-te și du-te, îi spunea prorocului. Du-te în localitatea cu tare. Lui Ilie îi spune, du-te la Sarepta, vei găsi acolo o văduvă și ea îți va purta de grijă. Acolo eu am să-ți port de grijă. Nu l-a trimis la cineva, la un robot. Mă duc azi undeva și îmi spune Domnul, du-te acolo, vei vorbi cu un robot. Ne-am amintit acum, am cunoscut o fată, a urcat în Germania la voi pentru Silicon Valley, în California. Și a zis, frate, fac milioane de dolari la alții. Păi zic, fă o invenție și tu, și ai banii tăi. Era doctor în computer, foarte deșteaptă fată. Lucra pentru noi, pentru Silicon Valley, din Germania. Și zice, frate, te ascult. Am să fac o invenție.
Și mă sună într-o zi, zice, am făcut o invenție. Câștig bani acum. De ce invenție? Mă gândeam că ceva, computer, așa. Deci am făcut un doctor. Deci când suni la spital și ai nevoie de un doctor, deodată îți răspunde un doctor. Dar e robotul. Făcut de el. E milioane de dolari aparatura, îl cumpără spitalele și eliminează doctorii. Nu mai avem nevoie de oameni. Ăsta își face biografia, zice, mă doare capul, mă doare dinții, mă doare urechea, n-aud bine cu tare, îi spui tot ce vrei acolo, dar ce te doare. Ăsta te ascultă, imediat o luat informațiile, ok, face o centralizare a tuturor lucrurilor din spate, mama, tata, frați, care au mai fost bolnav, care l-au durut capul cu tare și zice, du-te la Walgreens, la noi Walgreens sau la Jul, unde sunt farmacii, du-te, îți dau rețeta, du-te acolo. Și zice, am fost la doctor și m-a trimis acolo. Dar omul nu știe că ăla nu-i doctor. Ăla e un robot. Și am spus, bă, eu n-am vrut ca tu să faci asta. Eu am vrut să faci ceva care să mă ajute. Păi eu mă duc la robot să mă plâng lui. Și auzi ce-mi spunea. Lasă că e bine așa. Că asta te va face să mergi mai mult la Dumnezeu decât la oameni. Au avut un gând bun. Eu asta am făcut-o pentru cei necredincioși. Pentru cel credincios, auzi, dacă este unul bolnav între voi, să nu suni la robot. Să chemi pe prezbiterii bisericii, să se roage pentru el și după ce îl vor unge cu un de lemn, va mărturisi păcat și Domnul este cel ce va vindeca. Avem un Dumnezeu mare, frați și surori, dar termometrul care noi ne verificăm temperatura noastră duhovnicească, unul este înțelepciunea, ceea ce noi am citit, al doilea, tot din același verset, este rugăciunea. Rugăciunea. Și tot din aceleași versete, 4 până la 8, vom găsi altceva. Dragostea. Trei lucruri care vor vorbi la termometru neprihănirea credinței noastre. Înțelepciune, rugăciune și dragoste. Dragoste de Dumnezeu, dragoste de frați, dragoste de oameni, dragoste de soț și de soție, dragoste de copii, dragoste de părinți. Și auzi, trăim într-o societate ca un stuc de albini. Știți că o albină se naște alea lucrătoare. Nu știe nimic altceva decât să lucreze numai pentru stup. Aleargă zilnic până nu mai poate. Menirea ei scuzați-mă, menirea ei este să culeagă merea, polenul și să-l aducă la stup. Asta este menirea ei. Și așa este viața unui credincios. Noi lucrăm pentru Dumnezeu. Noi lucrăm pentru stup. Matca este El. El e regele regelor. Iar noi suntem credincioși. Auzi, nimeni să nu se numească trântor. Să n-avem, nici mai sunt acum, mai sunt. Că sunt și ăștia acolo. Dar toți să ne numim albini în Germania. Aveți o mere care și la noi este căutată, e foarte scumpă. Made in Germany, e puțin mai albă, așa, se zăharisește și e foarte scumpă. Borcanele mici, care noi le primim în America la store și mergem să le cumpărăm. Așa se produceți voi. De unii localitatea voastră, cum se numește? Nu Nürnberg. O, de aici se produce smeri în România, încât, domnule,
Este acolo un stup, o biserică, care e de-a dragul să mănânci mere de la oameni. Nu se vină la voi după bani. Nu, nu. Mere. Un cuvânt bun. Un cuvânt dulce. Un cuvânt de ridicare. Dar acum, dacă eu sunt bolnav, ce este de făcut, frate și surori? Ăsta este termometrul care eu l-am pus doar în trei cuvinte, cum să ne verificăm sănătatea noastră spirituală. Trei lucruri. Trei cuvinte, dacă vreți. Înțelepciune, rugăciune și dragoste. Și nu vei avea probleme cu nimeni și cu nimic. Toate lucrurile merg bine. Dar este o insectă micuță. Aia care se ocupă cu merea știu mai bine. O mole. Ați auzit de mole, da? Când se roade hainuța aia de vulpe la sorori. Sau căciula de Astrahan aia, brumărie. Nu mă vezi că mă, ce cu ea, măi? Nu se vede, e așa ușor, nu face gălăgii în closet. Intre. Și țin minte, mama punea naftalină și punea nu știu ce punea pe acolo. Dar mamă, dar miroase, ce bă? Deci asta e pentru moli, auzi? Mirosul ăsta e pentru moli. Ai cum intră aia în stup, în stup ca să îmbolnăvească o familie întreagă de albini? Știți ce face? Păzitorii de la stup nu o lasă. Orice străin care vine, ăia spui străinul care vrea să intre. De-aia stă la urginiș. Și numai patrulează, dar trece odată, trece înapoi. Și albinele când vin pe picioruși, ele se bagă. Unii care culeg și polenul ăla care e pe picioruși, care e medicament pentru noi, dă în jos crăpătura aia. Ca albina să se strecoare așa puțin mai greu, să rămână acolo la urdiniș, să rămână de pe picioare. Și molea merge o dată, de două ori, o zi, o săptămână și intră mirosul ăla în ea. Și auzi, trece pe lângă santinele salutând. Niciun paznic nu-i face nimic. Că miros la polen. Auzi, vine și ea cu polen. Și-o intrat, se prinde de un perete, depune ouă și în câteva zile apar niște insecte, niște vermișori și omoară un trup. Omoară o familie de albini, un stup. O insectă ne. Auzi, se produce niște boli extraordinare la albini. Cred că vreo 9 boli, dacă mai țin minte bine. Produce insecte mică bolia. Trăim o vreme când foarte multe moli, dați-mi voie, sunt bucovinean, m-am născut în Bucovina, să folosesc vorba asta, foarte multe moli din asta au trecut, se patrulează numai pe la urdiniș, pe acolo, se miroase, se miroasa polen. De-aia e nevoie de înțelepciune. Dumnezeu ne-a pus să nu lăsăm. Miros a polen. Dar uite-te că nu e albine. E merg după miros. Santinelele se uită. Miros. E frate. Dom'le, și când a intrat, a depus un ou ușor. Deodată vezi un scandal, o problemă. Ăsta e rudă cu ăsta, ăsta e rudă cu ăsta. Și încep să iasă. Ești fluturaș. Ești fluturaș. Dom'le, și distrugi un stup. O insectă mică. Vedeți cât de înțelept este diavolul? El are răbdare. El stă la urdiniș. Se murdărește cu polen. De aia eu am nevoie de înțelepciune. E albina, asta lucrează, asta vine de pe câmp sau vine dintr-un ofis?
Vorbesc acum ca să înțelegeți mai bine. Fără să dau nume. Deci nu vă știu pe nimic. N-am venit, nu vă știu nimic. Problemele dumneavoastră, să știți. Dar vă rog să vă uitați puțin. Seamănă cu Hristos? Uitați-vă la chipul lui. E un om părtaș al suferințelor lui Hristos. Pavel spune, și eu sufăr ca și el. El a venit, a suferit pentru noi, a murit pentru noi, frați și surori. Și biserica seamănă cu el. Uitați-vă la Apocalipsa, capitolul 1. Și în capitolul 2, dar în capitolul 1 spune despre a văzut pe cineva în slavă și glorie, capul lui era ca soarele. Și nu mai spun, citiți dumneavoastră acasă, dar picioarele era ca rama aprinsă. O culoare extraordinară de frumoasă. Știți care sunt picioarele? El este capul bisericii, da? Ei, trupul și picioarele suntem noi. Când vine cineva, uită-te la picioare, să vezi, ca rama aprinsă, trecută prin foc. Zice, ce frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pacea. Pacea. Dar acum să te uiți să vezi că sunt tare mulți care spune pacea și pace și după aia bagă sabia. E scris. În Scriptură găsim asta. Ei, pacea. Care pace? Cei mai mulți și eu s-ar tocmai. Pace, frate. Pace. Dar a cui pace? M-a întrebat o dată un bătrân. Bă, ce-i cu tine, bă, zici? Pace. A cui pace îmi dai? Bă, zic, pacea care o am în mine. Dar cine ți-o dat-o aia? Auzi, altă întrebare. Bă, zic, mi-o dat-o Domnul. A, atunci, da, e bună. Dar de ce nu spui pacea Domnului? De ce spui pace? Pune întreg. Dacă nu e a ta și el ți-o dat-o, de ce iei dreptul lui? Pacea Domnului Iisus. Dar noi nu mai salutăm așa, pace. Pace, pace. Da. Pace în Ucraina sau în Coreea sau unde vreți. Ok? Pace pe pământ. Și îngerii au dorit asta. Pace între oamenii plăcuți lui. Dar vedeți cum merge Scriptura. Și revin. Doresc ca biserica aceasta să fie o biserică sănătoasă. Fraților, când apare ușor o durere de cap, o amețeală, sunt cei mai mulți în vremea de azi care au vertigo. Știți ce înseamnă vertigo? Boală care e frică să urce pe scară, de înălțime, nu se urcă în cerești. El pică. Aia înseamnă, nu zboară cu avionul, sunt unii. Nu se uită în jos că e gata. Nu se uită în fântână, are vertigo. Nu poate merge pe punte. Auzi? E frică de înălțimi. Și sunt unii, îmi spunea odată un frate în Irlanda, a plecat la Domnul el. O mers și a pus un păstor, a ordinat un păstor acolo. Și după câțiva ani l-a chemat din nou și a spus, tu l-ai pus, nu, vine și-l dă jos. Păi dar cum să-l dau jos? Dar ce s-a întâmplat? Bă, de ce s-a întâmplat? Și-a venit fratele și l-a întrebat un frate când mânca. Zice, dar de ce ai venit la noi în Irlanda acum? Zice, am venit cu unul are rău din înălțime și să-l ajut să se dea jos, să-l țin din mâine. Frumos a spus. Fratele Nicolae Ciuriug, prietenul meu, zice, are rău din înălțime și l-a zut să dea jos. Nu a spus că o venit, dar trebuie să-l ajutăm, că altfel pică. Deci sunt lucruri de felul acesta. Frați și surori, doresc pentru noi la Chicago și pentru dumneavoastră. Dumnezeu are nevoie de biserici sănătoase. Are nevoie de oameni sănătoși. Dom'le, nu e un lucru greu să-ți iei greutatea când mergi la doctor și să-ți iei temperatura. Greutatea trebuie să fie proporțională în Hristos, să nu fim ușori. Asta nu înseamnă să fii fat.
ca mine, așa, it's prea gras. Ok? Nu înseamnă asta. Dar ce e bine și frumos, să respectăm Scripturile. Dacă vom urmări lucrul acesta, în curând, fraților, oameni sănătoși în Hristos, în Domnul, își vor lua zborul de aici. Pe vremuri era un frate și-a pus un semn la mașină, era în Oregon. A pus așa o chestie. Dacă o vezi mașina asta, când nu mai e mutat o săptămână, poți să o ai, că a fost răpirea. Auzi. Va veni o zi când vom pleca de aici. Noi nu o să mai lucrăm schimbul 3, nici schimbul 2. Dumnezeu ne-a binecuvântat să ne câștigăm pâinea. Dumnezeu să vă binecuvânteze în direcția aceasta. Și noi lucrăm la fel. Nu aștept răpirea ca să scap de schimbul 2 și de schimbul 3, dar aștept răpirea ca să mă duc acasă. Casa mea nu e aici. Am o altă casă. Care de zeci de ani o visez. Năzuiesc când despre ea. Mă rog să ajung cât mai curând. Am avut un prieten bun, Viorel Candreanu, și am avut un târg cu el. Am mers la o mormântare, am mai spus-o asta într-o biserică. Și pe drum, spre mormânt, erau cam 1000 de oameni la mormântare, într-un sat. Dar am venit în vizită acasă și el m-a sunat să vin să fim împreună la mormântare. Și în curbă m-am uitat în spate și am văzut un cortegiu funeral frumos, un om simplu de țară. Și zic, Viorel, uite-te în spate, câți oameni au venit la țăranul acesta. Ce om minunat a fost omul ăsta stat. Cum a putut să adune atâția oameni? Ce fapte au făcut? Și am auzit din predici, din mărturiile oamenilor, era un om, cum se cuvine, Scripturii și Domnului. Și n-am de lucru și îi spun, Viorel, dacă la ăsta a fost atâția, când tu ai să mori, pe cât o să vină la tine atunci? Ce program o să fie la tine? Și mai mergem și el zice, bă, Viorel, vrei să spun cât vreau să fie la mormântare la mine? Zice, îți spun, exact ca la Domnul Iisus, 8. 8 oameni am nevoie. Și zic, bă, Viorel, este imposibil asta. Și vreau să vă spun că am murit la cuvânt, la COVID. Și a fost 8 la mormânt. Eu sunt martor cu 20 de ani înainte de a pleca. Mi-a spus, am dorința asta la mormântarea mea să fie 8. Și am mai continuat drumul, ne-am apropiat de cimitir. Și el zice, hai să facem un târg. Hai să facem, Viorel. Suntem prieteni de o viață. Deci, auzi, dacă eu mor primul, nu intru. Stau la poarta cetății până vei veni și tu. Să intrăm amândoi. Să vedem ce am predicat prin credință, dar n-am văzut și atunci vom vedea. Vrem să ne uităm uimiți la nou Ierusalim, la frumusețile care ne așteaptă. Parcă acum îl aud. Și ca doi copii mici, prietenia câteodată te face să judeci copilărește. El zice, ești de acord? Tu mă aștepți pe mine, nu intri fără mine și eu te aștept pe tine. Zice, da, zice, dă mâna. Zice, taie. Știi cum taie copiii mici când dai mâna și taie așa. Spunea o vorbă românească. Și zice, rămâne așa. El a vorbit în câteva predici de dealul care l-am făcut amândoi. El a plecat la COVID.
el mă așteaptă, nu intră. Și atunci mai facem câțiva pași și zic, Viorel, îți 12 porți. Că știți cum e? Când faci un târg să-l faci bine, la 12 porți, la care portă, dacă pleci tu, mă aștepți. Și el zice, ne întâlnim la poarta lui Beniamin. Și zic, Viorel, dar de ce la Beniamin? Și studiază, fă un studiu cu Scriptura, nu-ți spun secretul ăsta, fă un studiu și am să spun altă dată. Și m-am uitat în Scriptură să văd, și-o trecut câteva vreme, destul de lung, zic, văd el, am studiat și una și alta, n-am dat de un răspuns. Ce ți-a fost în minte când tu ai spus? Zice, Beniamin e fiul dreptei. Zice, eu sunt baptist, tu ești pentecostal, credem amândoi în Duhul Sfânt și eu sunt botezat și tu ești botezat. Unul spune, oamenii spun într-un fel, altul spune într-un fel, dar suntem fiul dreptei. Ne întâlnim la poarta lui Beniamin, răzând, ne-am cuprins și am spus, Viorel, așa va fi. Am pe cineva care mă așteaptă, am părinți, am bunici. Fratele Lăcătâș, bătrânul, care râdeam de multe ori cu el, tata lui, și alți bătrâni care, unul mă trăda, îmi spunea tata și cu aceasta închei. Eram la Timișoara, nu eram pocăit. Și ca să nu știe tata unde trăiesc, cum trăiesc, mi-a pus corespondența la căsuța poștală, la poștă, să primesc. Am dat un număr, am plătit și acolo luam corespondența. Și din două în două săptămâni, tata îmi trimitea scrisoare. Și spunea, Aurel, luni ai fost într-o casă, era o clădire, sus scria Neptun. Uite, marți ai fost în cutare la ora de, acolo scria Ciocârlia. Joi ai fost acolo, scria Coffee Bar. Uite, acolo era așa. Am vorbit cu prietenii mei, zic, ce aveți cu mine? Dar nu mă știa nimeni. Sunt născut în familie de pocăiți, nu știa nimeni. Eram ca unul nepocăit. Plecat de la 14 ani de acasă. Și m-a luat cu ei. Și mai nu știu nimic, nici nu-ți cunosc părinții, nici nu știu biografia. Și zic, mă port bine cu tata să-mi spună care mă părăște și să vorbesc eu cu ăsta după aia. Și zic, tati, hai spune-mi cine te informează așa. Și am să spun. Și am mers acasă. Eram așa frumos, ca un melișor, ca un miel. Zic, tati, uite, facem tot ce îmi spune. Hai să mergem să... Ca un prieten, ca doi prieteni. Dar spune-mi pe ăla, deci ți-l spun. Până pleci ți-l spun. O trecut câteva zile și într-o zi, măi, hai să mergem până în Bahnă. Bahnă se cheamă locul de la marginea satului până la frontieră, la Vicov. Și deci acum să intrăm până la Ionică Nistor. Îl chema, era un bătrân care n-avea trei degete din război. Îl știam, mergeam cu bătrânul, cu moșul, cu bunicul, mergeam la rugăciune la el. Și intrăm în casă, facem o rugăciune. Și zic, tati, eu așteptam tare să-mi spun, hai să plecăm, ne rugați, nu mai stăm. Să ies afară și iară să poate scot numele lui ăla. Și tati că zice, dar m-ai întrebat să nu vrei să-l știi pe ăla, da. Și el a crezut că tata își bate joc de mine. Cum adică el? Îmi spune cu date, cu oră, ce-i scris deasupra, pe restaurant, îi spune tot exact. Deci, frate Ionică, spune ce-mi spui tu, și eu scriu. Și auzi, omul acesta lui Dumnezeu avea vedenie și îi spunea la tata, îi dicta ce vedea în vedenie și tata scrie. Și atunci a spus, nu mai am cum, e un Dumnezeu care vede. Chiar dacă-s fugar, chiar dacă-s un om rebel, un tânăr rebel, Dumnezeu mă cunoaște și mă vede. Și așa am ajuns să mă întorc la Dumnezeu,
îl iubesc pe Domnul Iisus, mă duc spre casă și aștept să începem veșnicia. Frați și surori, nu vă lăsați, când aveți boală și termometrul spune că trebuie, se poate recupera cu ceai. Nu, acum e o altă listă și o altă predică. Ceaiurile. Cum să te vindici de temperatură și de bol. Dar asta e o altă predică. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dorim să auzim de voi și voi din noi că suntem sănătoși și în pragul așteptării. Să ne vedem pe nori de slavă în ziua veșniciei când El se va întoarce. Amin.